Ne aflăm astăzi aici, 8 octombrie, la Cimitirul Internațional al Eroilor din Poiana Sărată, pentru a aduce un omagiu nostru celor ce și-au dat jertfă supremă, au luptat pe aceste plaiuri și își află odihna veșnică în acest cimitir. În acest pământ pe care noi respirăm istorie, se odihnesc peste 1600 de eroi, pentru 107 dintre ei fiind cunoscută și identitatea. Simțim pentru toți eroi cunoscuți și necunoscuți la fel, un inegalabil respect în fața spiritului de sacrificiu suprem, teama că prin propriile noastre fapte și atitudini nu suntem demni de acest sacrificiu suprem și cred și sper că fiind conștienți de toate acestea prin acțiunile noastre, fiecare dintre noi respectă și cinstește memoria eroilor noștri. De aceste meleaguri s-au dat lupte grele pentru a apăra Moldova de cotropitori. Aceste locuri stau mărturie în creșterilor din prima și până în ultima zi a războiului nostru de eliberare și întregire națională din 1916-1919, între unghiul de foc de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din vara anului 1917, au fost spulberate visurile ofensive de cotropitori ale puterilor centrale, care urmăreau nu numai victoria pe front, ci și scoaterea României din război. Bătăliile și victoriile românilor de la Mărășești, Mărești, Oituz, au avut o importanță capitală și prin faptul că au făcut să eșueze planul puterilor centrale de împărțire a României și au asigurat totodată și continuitatea statală a României. În acest context, Triunghiul de Foc a însemnat lovitura cea mai importantă pe care au primit-o armata germană în estul Europei. Eroismul militarilor ce au luptat pe văile Oituzului, Trotușului, Cașinului și Slănicului sunt adânc săpate în piatra monumentelor, pe crucile din cimitire presărate pe aceste eroice băi. Cu siguranță, în serile liniștite de vară sau de iarnă, la gura sobei mai sunt bunici care să rememoreze acele vremuri grele, tulburi prin care România a reușit să treacă, să le explice nepoților ce înseamnă să lupți împotriva dușmanilor cu picioarele desculțe prin zăpadă, să străbazești de kilometri pe jos, rănit, flămând, istovit, dar cu o mare dorință în suflet, aceea ca România să fie a românilor. Mă simt onorat să particip la acest eveniment de comemorare a eroilor români și din alte state europene participante la primul război mondial ce își află somnul de veci pe pământ românesc, aici, pe meleagurile județului Bacău, loc de glorie și legendă. Restaurarea acestui loc în care se află și se odihnesc eroii noștri a fost posibilă prin aprobarea unui hotărâri de guvern din 2015, prin care guvernul Ponta a aprobat programul național al manifestărilor prejuite de aniversarea centenarului primului război mondial, prin care a fost alocată suma de 125.000 de lei, ce a fost utilizată în acest sens. Astfel a fost posibilă restaurarea cimitirilor eroilor pentru prima dată din anul 1933 de la inaugurare. Doresc să felicit conducerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnului ministru, secretar de stat, care este aici, domnul Șandru, pentru implicarea în activitatea de cinstire a eroilor neamului, primarului și echipei de consilieri a localității Oituz, pentru păstrarea, pentru interesul manifestat și pentru păstrarea tradiției de comemorare a eroilor neamului. Întâlnirea cu trecutul, dar și speranța pentru viitor, reprezintă semnificația majoră a zilei de astăzi. Într-o lume grăbită, precum cea în care trăim, vă propun să ne oprim o clipă și să privim în trecut către istoria plină de fapte mărețe, de legende și de eroi simpli din orice popor, care au știut să lupte pentru interesul țărilor. Recunoștință și glorie eternă tuturor eroilor. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noștri.